Procurorul general Alexandru Stoianoglo a sesizat Curtea Constituțională privind modificările la legea procuraturii adoptate săptămâna trecută de Parlament. Mai mult, Stoianoglo a cerut în altei curți să suspende legea până la examinarea în fonda cauzei. Potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale, în sesizare se precizează că deputații au ignorat procedurile de transparență decizională, nu au luat în considerare recomandările Comisiei de la Veneția, a experților în domeniu, precum și opiniile instituțiilor a căror activitate este vizată. Totodată, Procuratura Generală își exprimă dezacordul față de noile modificări, despre care spune că ar putea afecta grav principiile constituționale privind independența instituției și separația puterilor în stat, subminând independența procurorilor în avantajul factorului politic. Modificările la legea procuraturii prevăd tragerea la răspundere disciplinară și evaluarea performanțelor procurorului general, precum și schimbarea componenței și activității CSP. Documentul a fost promulgat de președintele Maia Sandu și a fost publicat în Monitorul Oficial.